Salut și bine te-am găsit la încă un episod din No Panic. Astăzi pentru tine, Hull Down. Da, este un episod, un mini-clip dedicat începătorilor, dar să știi cu mare bucurie pentru că astăzi vom și exemplifica această poziție. Poziția de Hull Down, prin definiție, este o poziție de defense, deci de apărare, prin care tankul tău o ia împotriva inamicilor, astfel încât el să ia un damage cât mai mic sau, dacă se poate, să nu ia damage. Poziția de Hull Down se referă la ați găsi o poziție a tankului tău de așa natură încât șasiul tankului, deci hull-ul tankului, să fie acoperit de un obstacol, o piatră, un tank distrus, sau dacă ai o depresie relativ bunicică la tun, chiar să stai în spatele unui delușor. Și atunci tu îți vei expune doar partea turelei care să presupunem că este puternică. Poziția asta se poate aplica la orice tank, fără discuție. Doar că unele vor fi cu succes și altele nu. Ca exemplu este acest Lorraine care ar putea să facă în teorie aceasta, ar putea să aplice acest hold down ca și poziție, dar nu cu succes. Pentru că oricine, atâta timp cât tu stai pe loc, vei fi ușor penetrat. Deci da, mă refer la acele tankuri care au o turelă puternică. Un alt factor important, pentru că după cum știi, hărțile sunt, toate hărțile au dealuri și așa mai departe, dune din nisip, să știi că pentru această poziție îți trebuie două lucruri foarte importante, cum ți-am spus, turela și a doua ar fi gun depression, deci depresia la tun. Cu cât ai o depresie mai bună la tun, adică cu cât ție țeava îți coboară mai mult, cu atât tu poți să folosești mai multe terenuri, mai multe părți din teren în favoarea ta. Deci te poți reloca și să folosești alt delușor sau altă movilă de nisip sau știu eu ce este în favoarea ta, dacă vrei să folosești această tactică de bătălie, Hull Down. Iar din bineînțeles, din poziția asta de defense pe care tu ai, tu poți să dai, cum am spus, dai, tragi, faci damage, iar în schimb nu primești mai nimic. Nu altceva decât vreau să intru direct în subiect și vreau să-ți arăt exact două meciuri cum au jucat doi colegi de-ai noștri. Și e vorba de Costea din clanul Erou, care este într-un pluton cu Arexel, nu știu, în fine. Joacă pe Mainz și joacă în IS-3 Defender. IS-3 Defender, nu mai țin minte, cred că 7 sau 8 grade are la depresie acest tun. Deci nu este un tun neapărat, să zic, o depresie la tun bună, dar pe această hartă se pare că îi va ajunge. Da, au început probabil că nu sunt pe voce. Deja, după cum vezi pe minimap, 3 din tankurile lor deja sunt sus. Mă rog, 2, da, chiar 3. Nu se grăbește și bine face. Deocamdată, uite, și arată doar inamicilor doar turela. Uite, primul ban a și sosit. Să vedem un curios, Carnavon. Da, bineînțeles, foarte frumos, excepțional, 439 luat, foarte frumos. După câte vezi, și VK168 colegului ar putea să folosească această tactică. Problema la el este că nu este destul de mobil să se și retragă în spate. Deci, când s-a expus, automat este mult prea greoi și până se retrage înapoi va fi lovit. Deci de asta nu, acel tank este foarte bun pentru side scrape, o altă poziție care probabil o să o vedem în scurt timp. Dar deocamdată hai să revenim la poziția de Hull Down. Aici s-a expus un pic cam mult și uite, după cum vezi, din trei direcții are inamici. Deci nu e chiar într-o situație roz. Acum are un Maxwell pregătit și îmi place ce face, nu se grăbește, totdeauna să ai răbdare. Când vezi acest punctuleț că este roșu, aici în partea de jos, asta înseamnă că deja ai avut 3 shot-uri consecutive, 3 cu damage, nu cu penetrare, cu damage. Iar al patrulea, uite ce frumos, 500 Maxwell, foarte frumos, bravo Costea. Și să ai grijă al patrulea să-l tragi cu grijă, să nimerești ținta, s-ar putea să jocul să te iubească și să-ți dea un max roll, ceea ce, să știi, contează câteodată. Deocamdată stă bine.
Colegii lui, după cum vezi, inclusiv cu tancul heavy, stă în spate la camp. Da, așa știu să joace acest, acest joc. Nimica de... tunul a fost afectat. După cum ai văzut, în momentul în care ai tunul lovit, să știi că dispersia și precizia tunului este absolut execrabilă. Aiming time-ul este extrem de mare. Nu vei putea să nimerești ținta la distanță medie sub nicio formă. Deci, nu știu ce s-au busit să tragă Costea. Mare 2 secunde, aia să vedem să-și repare, să-și repare. În sfârșit și-a reparat tunulețul, da, acum poate să fla liniștit. Și hai să vedem curiosul de Carnavon. Nu, dacă nu e el, e T49. Nu, Carnavon este. Încă un bounce frumos, deja are 1000, aproape 1600 de damage blocat, foarte frumos în tier 8. A scos și T49, sunt 5 vs 4 și arată meciul frumos. Hai să-l vedem pe acest curios. Out cu Mr. Jacob. Și sunt 5 vs 3, deci acum se vede clar că pot să câștige. Deci după cum ai văzut, poziția de cooldown a avut un efect foarte bun în această bătălie, efect care i-a făcut ca echipa lui să câștige. Deci dacă nu ar fi ținut el acolo spotat toată echipa adversă și să încaseze atâtea bounce-uri, nu cred că ar fi fost o victorie categoric, pentru că dinamicii au jucat mult mai bine, mă refer la răspândirea pe hartă. Aici un Maxul care chiar nu-mi explic cum l-a dat, felicitări, foarte, foarte frumos. Te iubește RNG-ul, Costea. A scos și acest auto-reloader și hai să vedem. Sunt 2 vs 2, din păcate Skoda T50 este, nu este încărcată, este 600 HP. IS-8 are probleme cu condusul. Am mai spus să nu bea la volan. Nu știu unde este acel VT, uite VT-ul, da, ok. Îmi place ce face, stă într-o poziție în care nu poate fi lovit de VT, are în fața lui, după cum vezi, o piatră. Și... ia să vedem... Din păcate, oh, da, nu uite și VT-ul în fața lui. Și cu noroc, cu știință, l-a scos pe VT și acum este pe o lungă reîncărcare de 20 de secunde. Da, a trecut de 4000 damage, foarte frumos, 4100 și damage. Acel ISOP cred că nu știe că nu e încărcat, altfel cu siguranță ar fi pușat. Dar e bine și așa, are un APCR pregătit, a schimbat chiar pe hit să fie sigur. Și la revedere, domnule IC8, foarte, foarte frumos jucat, excepțional jucat, scuze, un master frumos, Top Gun, High Caliber, Radley Medal, Steel Wall, foarte frumoase medalii adunate aici, un Basic Speed 1457, 4200 de mici, foarte frumos, 5 kg și 80 și ceva de mii de credite. Ia să vedem noi cum arată acest tânculeț și de ce spuneam poziția de cooldown este importantă. Acel Carnavon sau cum se numește, după cum vezi, frontal cu tânculețul lui Costea nu are nicio mai mică problemă să-l penetreze, deci îl poate penetra fără probleme. Dacă puțin se mișcă, nu se schimbă nimic. Dar poziția pe care el a adoptat-o și stând la turelă, jucând la turelă, hopa că deja se schimbă situația. Deci de asta el a luat 1000 și cât, 1700 sau cât a luat de, bounce, pentru că el a aplicat această tactică de cooldown. Deci a ascuns partea slabă a tankului, pentru că el și-a mișcat turela, și-a mișcat tunul în jos. O altă poziție care poți să mai aplici când stai față în față cu cineva și te bați cu acest tank este să te miști stânga-dreapta pe cât se poate, cam 20-25 de grade, pentru că acestea sunt isurile, cele care au un bot de știu că sau nu știu cum se numește, de rechin în față, care nu sunt drepte ca și un VZ120 de exemplu. Hai să-l și caut acel tânculeț. Deci în momentul în care ai această armură, această formă de V în față,
Pentru tine cel mai avantajos este să stai în poziția absolut perfect dreaptă, pentru că atunci vei primi bounce-uri. Dacă te înclini în această direcție, atunci tu, armura ta efectivă va scădea ca și putere și shell-urile vor intra mai ușor în tine. Nu este la fel dacă vorbim de acest VZ-112, care este exact invers, pentru că el are platoșa dreaptă în față. Pentru el este avantajos să se întoarcă puțin ca armura acestui tank să crească în efect, ca și efectiv armor, și atunci shell-urile să ricoșeze, inclusiv din poziția de hulda, în momentul în care tu stai care tu stai ascuns. Deci da, asta ar fi poziția, este o poziție excepțională în care tu poți să-ți faci inamicul să dea bounce în tine în momentul în care te miști stânga-dreapta, după cum vezi. Acestea fiind spuse, hai să arăt și al doilea replay, tot care se bazează tot pe aceeași poziție, și anume poziția de hulldown. Îl avem pe Armadillos din clanul Hungry Killers. IS-4 care nu are decât, am uitat să mă uit, dar cred că 6 grade de depresie. Am și eu tankul, dar nu mai țin minte, nu prea joc tankul, sincer, deși este, să știi, ca și un mini sfat, este, cred că, cel mai prietenos și toată linia până să ajungi la IS-4 este cea mai prietenoasă cu jucătorii începători, pentru că sunt tankuri care, deși sunt lente, au multă armură, vei supraviețui mai mult în bătălie și ca armură vei face mai multă experiență, credite și așa mai departe. Îmi place ce a spus aici la început de tură Armadillos, faceți-vă treaba și totul va fi ok. Ei bine, nu știu ei, dar hai să vedem ce face Armadillos. Se duce într-o poziție pe Normandia, unde, să știi, uite-te, nu are foarte mare depresie la turn, dar pentru că turnul lui este foarte puternică, deja a încasat două bounce-uri în primele 30 de secunde de joc. Aici, bineînțeles, că ar fi preferat să tragă în VT, dar nu. Din păcate, am observat că foarte puține high explosive are, doar 3, probabil este un accident, și foarte multe hituri. nu știu, dar o să-l întreb. Și deocamdată stă într-o poziție în care, după cum vezi, îi ține spotați pe inamici, ceea ce este foarte important. Dacă nu poți face damage, nu e nicio problemă, nu fă damage. Dar dacă tu îți faci treaba și ții echipa spotată, echipa inamică, deja ai făcut un mare plus pentru echipa ta, care poți să tragă în cei spotați. Și tata nu are, nu a trecut decât un minut jumate de joc, dar el uite că își face treaba în continuare, ține spotați și face cât un damage dacă poate. Din păcate, uite, nu mai are high explosive, ceea ce și mai sunt 5 minute și jumătate de joc. Uite aici, dacă mai avea un high explosive la acest leopard, standard B, pardon, îl rupea de un pic de HP. Din păcate nu a avut. Asta este. Ia să vedem, uite, încă un lucru de făcut. Nu în cazul lui, dar în mod normal, dacă ai un hatch mai măricel, poți să-ți ridici țeava dacă nu ești încărcat, astfel încât să îndrepti țeava pe direcția în care shell-ul inamic va veni spre cupola ta și atunci ai șanse ca să primești un bounce. Și hai să vedem, îmi place ce face aici iarăși, nu riscă să iasă mai mult peste această margine. Nu a riscat să iasă prea mult pe această margine, să lovească tankul care este mai low HP, bineînțeles, ci a preferat să tragă într-un target în care el nu va primi shot în schimb. Un lucru extrem de important. În plus, acel 704, după cum vezi, din două shot-uri a fost adus la 600 HP. Excepțional jucat, excepțională alegere. Și asta vedem un shot frumos, din păcate un low roll foarte, foarte mic acolo. 386 la acest M103. Și asta vedem, uite, are Maxwell pregătit, uite încă o chestie foarte bună, la fel îți readuc aminte, Maxwell când este pregătit, ai grijă și o chește cu grijă, ca să-ți fie răsplătită munca, uite, 525 Maxwell făcut de Armadillos, foarte frumos, foarte frumos, îmi place cu ce grijă și cu câtă răbdare joacă acest tânculeț. Acum s-a expus puțin la acest M2, un auto-reloader, de nouă, dar nu are probleme să penetreze cel puțin în turele fără probleme. A schimbat pe un AP, aproape 500 damage, făcut foarte frumos. Și acum vedem un IS-7 care îl pușează din spate, nu cred că mai are ce să mai facă, cred că trebuie să se bată cu acest indian.
Da, din păcate un rol destul de mare încasat aici. Mare un max loss, să vedem dacă reușește încă un max loss frumos. Nu, din păcate nu, dar e bine și așa, are 6000 damage făcut. Ce mi-a plăcut sincer și la Armadillos și la Costea, au făcut economie de combustibil. Ai văzut și tu, mai mult de câteva sute de metri, nu s-a deplasat pe hartă și să zic sincer, nu este necesar. Dacă ai targeturi, lovește targeturile, nu trebuie să fugi după ele dacă vin ele la tine. Și mai ales când te afli într-un tank heavy. Sunt 3 vs 5, ceea nu arată foarte bine, nu arată foarte bine în această tură. Acum un hit a fost scos și uite 103 cum stă. Doamne. M103 a coborât și nu și-a făcut probleme, adică nu e scos acel S7, dar au căzut amândoi. Și a mai rămas încă acest Emil, săracul, care nu cred că mai are nicio speranță. La garaj, foarte, foarte frumos jucat. Deci da, poți să faci mare damage, poți să influențezi jocul foarte, foarte mult dacă folosești poziția de hull down. Repet, este o poziție care se aplică mai ales tankurilor care au o turelă bună. Și după cum ai văzut și meciul lui Costa și meciul Armadillos, nu trebuie să fugi pe hartă. Trebuie să-ți găsești poziția în care tankul tău poate să lucreze, poți să lucrezi cu tankul tău de așa natură încât să îți arăt doar turela, să dai shot-urile. Dacă nu poți da shot-ul, nicio problemă, nu te grăbi. Ai văzut și Armadillos s-a tras înapoi, nu s-a grăbit, chiar dacă era încărcat. Contează foarte mult să faci spot pentru echipa ta în momentul în care ești în această poziție. Mulțumesc și lui și la Armadillos, un joc excepțional, mie mi-a plăcut foarte mult acest joc. High Caliber, Steel Wall, uite, a și făcut spot foarte mult, a spotat cel puțin 5 vehicule. Master rulat la 1688, bineînțeles că a fost livrat masterul, 3 kill-uri, 7562 damage și 37.000 de credit. Excepțional jucat, felicitări. După cum vezi, și-a dus echipa în spate fără probleme. Deci da, acestea fiind spuse, dacă ești începător, vezi că este la noi pe canal și un clip cum se joacă tankurile heavy, ce înseamnă heavy sau ceva de genul, ghidul tankului heavy, este un pic mai lung, dar s-ar putea să fie interesant și acela. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, eu vă doresc o zi cât se poate de frumoasă. Salut!